glumesc, fac această cateringă pe absolut toate subiectele principale ale unei zile. Și cred că în momentele cum sunt acestea, cum a fost anul trecut, în momentele grele în care, nu știu, îți pierzi orice fel de neapărat speranță, cât vibe pozitiv, cred că este foarte multă nevoie de umor. E nevoie să râdem, este... Nimeni nu poate să-ți ia asta. Nimeni nu poate să-ți ia, de fapt, nimic din ceea ce ești. Eu, mă rog, am fost extrem de cenzurată, să spun așa, și pe mine m-au atacat foarte multe ONG-uri din astea, care nu știu ce sunt, fără succes. De ce? Pentru că nu ai cum să oprești ceva ce este natural să existe. N-ai cum. Cum să cenzurezi râsul? În ce sens? Adică, oriunde pe globul pământesc, în țările civilizate, nu că se glumește. Bun. Nu, adică, toți comedianții râd, fac sketch-uri de prim-miniștri. Gândiți-vă ce a pățit Trump. Oho. Ce pățește astăzi Boris Johnson? În fiecare zi. Nu intervine nici miliția, nici ONG-ul, nici unul ca Bulai ăsta, care nu știu cine e, de unde a apărut. Nimeni nu intervine. De ce? Pentru că națiile civilizate se bucură, râd. Chiar și în cele mai grele momente. Am scris acum o zi, două, că inclusiv în timpul războiului al doilea, cred, sau în perioada, dar cred că în al doilea război mondial, mai mult, se făceau spectacole, sketch-uri despre război. Se râdea despre asta. Nu cred că putem compara drama acelor ani cu 2020, această invenție. Dar de ce credeți că a apărut acum reacția asta la Revelionul TVR cu cerut capul președintelui televiziunii publice? De fapt, vor o schimbare de funcție și căutau pretextul sau chiar s-au supărat pe umorul? Nu, probabil că PNL-ul a dat... Acum, vorbim așa un pic relaxat. Absolut. Tot ceea ce spun eu este pamflet. Așa trebuie să spun mereu când înregistrez acele scurte filmulețe, trebuie să menționez tot timpul că este pamflet și etc., ca și când am fi toți niște imbecili. Dar, nu. Probabil că a existat această negociere înainte de, mă rog, imediat după alegeri și TVR-ul cumva trebuie să ajungă la USR plus 2 și un sfert. Dar, ce să vă spun? Eu nu cred. Cum adică? USR plus 2 și un sfert? Da, așa le spun eu. USR este un pamflet care, mă rog, a ajuns în 2020 să însemne realitatea, pentru că doar 3 miniștri din marele guvern de coaliție sunt copii, nu rudele, copii unor foști mari securiști. Bun, nu-i vina. Nu, a se înțelege. Mie îmi plac securiștii mult. Adică nu, să nu ne înțelegem greșit. Dar haideți să fim așa, uitați cum suntem noi aici relaxați și să recunoaștem această stare de fapt. Nu să duci 200.000 de oameni în stradă, să strigi jos comunismul, securismul, etc. Și tu ești fiul unui securist. Căutați și voi, uitați, vă dau 3 nume. Nu eu nu sunt nimeni, eu am venit aici să fac catering. Căutați pe net. Spun publicului meu mereu. În spatele meu, a tot ceea ce spun și scot pe gură, este Google-ul. Este o sursă inepuizabilă de informații. Google e un domn foarte bine informat. Da. Cel mai bine informat, da? Vă rog, căutați 3 nume. Năsui, Drulă, Voiculescu. Dumnezeu, eu n-am nimic, ca să înțelege. Eu nu am nimic. Eu sunt pro-securiști. Adică de Vlad ce? Voiculescu... Oricum, mai bine veneau tații. Sănătății, adică ca să ne înțelegem cum stăm. Mai bine veneau tații. N-ai cum cu fătăle ești. Adică mai bine veneau tații lor. Care au fost niște șmecheri, care au supraviețuit. Dar de ce sunt fătălei? Adică de ce ei sunt fătălei? Au dat probă și au picat sau cum? Întreb. Lăsa seama. Tu să fi fost
cine ai fost înainte de Revoluție. Securiștii înainte de Revoluție, ca și mulți de acum, erau extrem de bine pregătiți, unși cu toate alifiile, șmecheri. Tu să te uiți la Fitu și Fitu să fie năsui. Așa-l cheamă, adică... La... Așa, ca tată. Gândiți-vă la învergura acelor oameni atunci, la ce se întâmplă cu măscăricii ăștia acum, care vin cu sacul în spate, cu semvișuleț și ne explică nouă cum conduc țara. Gândiți-vă la omul ăsta care îl contestă. Ei sunt aleși de popor, adică ei au pe certificat Google, da? Pe dat Google. De popor. Adică... Aleși de popor? Păi care popor? Care a strigat jurile și ăștia? Partea din popor? Domnul care Bulai. A vot. Care înțeleg că contestă, etc. Asta e. Nu este nicio problemă. Suntem liberi să contestăm orice. Jobul pe care îl aveți astăzi, pe banii mei, e primul dumneavoastră job. În afară de stat în piață, statuie și luat bani. Bă, primul job real. Cum să contești vreodată activitatea oricui? Când tu ai fost la serviciu două zile. Sau nici nu a început. Sau nu știu. Au început. Au început. Da? Asta e realitatea. Adică, ok, facem caterincă. Trecem peste orice. Trecem. Că asta e nația. Trebuie să trecem, trebuie să înghițim. Am înghițit sute de ani. Înghițim și anii ăștia, 2-3. Și astea câteva luni cu măscăricii ăștia în guvern. Dar... Haideți să fim true. Toți. Păi asta e realitatea. Știți, niște...